Am ajuns la o înțelegere cu Comisia Europeană cu privire la planul fiscal. Este esențial că experții Comisiei au fost de acord că România are nevoie de o perioadă de 7 ani în care să facă investiții masive în economie. Doar astfel vom ajunge la media Uniunii Europene în privința dezvoltării, a veniturilor cetățenilor și a nivelului de trai în general. Există și un acord asupra ideii că dacă deficitul este mai mic decât investițiile, atunci suntem pe o traiectorie sănătoasă. Evident că, în paralel, statul trebuie să facă un efort de a reduce cheltuielile, astfel ca echilibrul economic să consolideze în următorii ani. Prin urmare, investițiile vor crește în următorii ani și vom continua să investim masiv în economie și în infrastructură. Aprobăm așadar un proiect major de investiții ce conectează mari centre urbane prin transport feroviar modern. Cumpărăm 58 de trenuri electrice noi, o investiție de 3,3 miliarde de lei din bani europeni. 13 municipii, reședință de județ, vor fi interconectate prin această investiție. Vorbim de Brașov, Craiova, Brăila, Galați, Bacău, Focșani, Arad, Deva, Alba Iulia, Cluj-Napoca și Oradea. Și în privința infrastructurii rutiere avem un obiectiv important, varianta de ocolire a orașului Buftea. Este o investiție de peste 515 milioane de lei, extrem de necesară pentru finalizarea autostrăzii de centură A0. Continuăm și investițiile de mediu. După cum știți, am alocat recent să cumpărăm în numele statului prima pădure din ultimii 30 de ani, cele 4.000 de hectare din județul Neamț. A suplimentăm bugetul Ministerului Mediului cu 250 de milioane pentru proiectele prevăzute în PNRR. Susținem în continuare producătorii agricoli care doresc să achiziționeze tractoare cu finanțare din fondul de mediu. Avem 500 de milioane de lei bugetați pentru această măsură, iar acum fondurile vor putea fi aprobate fără încheierea contractelor de finanțare. De acum înainte e suficientă doar aprobarea din partea Comitetului de Avizare a Administrației Fondului de Mediu. Închei cu un mesaj pentru toți colegii mei, membrii ai Guvernului și pentru toți angajații Administrației Centrale. Deși urmează o campanie electorală, prioritatea noastră este în următoarele 2 luni să recuperăm întârzierile și să salvăm toți banii din PNRR. Oamenii așteaptă de la noi soluții și vor să vadă lideri care își asumă răspunderea, nu care stau pe margine și critică. Eu îmi voi asuma să iau acele decizii care să aducă în România toți banii din PNRR, fără să mă gândesc la calculele politice. Vă mulțumesc!